titlul de cetățean de onoare al municipiului Sighișoara, domnule ambasador al Confederației Județene la București, excelenței sale, domnului Jean-Hubert Lebel. Mr. Ambassador is about to receive the diploma of honorific citizen of Sighișoara. Excelența sa, Jean-Hubert Lebet, a contribuit semnificativ la creșterea prestigiului cultural al Sighișoarei, spune edilul, care a fost mândru să-i ofere în cadrul ceremoniei un titlu onorific. Pentru noi, pentru Sighișoara, a fost o zi deosebită. Prezența domnului ambasador, pentru noi, pentru sighișoreni, pentru județul Mureș, a fost un bun augur. De ce? Pentru că, prin sprijinul domniei sale și a celor care au fost înainte, județul Mureș a avut ocazia să-și ducă la bun sfârșit anumite probleme legate de partea economică. În cei 5 ani petrecuți în România, alături de soția sa, ambasadorul a admirat bunătatea oamenilor, frumusețea țării, mâncarea bună și vinurile excepționale. Excelența sa spune că se va întoarce ori de câte ori va avea ocazia. Poate că locuind aici, trăind aici, uneori vă scapă aspectele frumoase ale acestei țări. You have a beautiful country. Aveți o țară frumoasă. You have beautiful people. Aveți oameni minunați. You have incredible capacity in cultural sector. Aveți o capacitate incredibilă în sectorul cultural. You have tolerance. Aveți toleranță. You have peace. Aveți pace. You have safety. Aveți siguranță. Mulțumesc, 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 mult, mult, mult. Cu ajutorul lui s-a înființat o firmă, s-au creat peste 400 de noi locuri de muncă. Centrul creștin de zi și respectiv Centrul creștin de noapte, care sunt două ONG-uri care funcționează perfect la Sighișoara, prin care pot să spun că se salvează zi de zi și noapte de noapte peste 100-120 de persoane, este tot sprijinul domniei lor. Sunt bineveniți la Sighișoara, oricând. Excelența sa, Jean-Hubert Lebet, a susținut, potrivit viceprimarului, Festivalul Academia Sighișoara, dar și investitorii elvețieni. De asemenea, ambasadorul a făcut o donație Spitalului Municipal din oraș. Acest titlu îl obligă oarecum să revină an de an în orașul medieval.